Vineri 16 decembrie, începând cu orele 16 la Muzeul de Artă din Roman, își va deschide porțile cea de-a 12-a ediție a anualei de pictură, grafică și sculptură, la care vor participa peste 40 de artiști plastici din întreaga țară. Expoziția va fi vernisată de criticii Claudiu Andone din Roman și Emil Nicolae din Piatra Neamț. Anul acesta vom deschide cea de-a 12-a ediție a anualei de pictură, grafică și sculptură, organizată de Muzeul de Artă din Roman. Vernisajul va fi pe data de 16, vineri, la ora 16. Vor prezenta domnul profesor Claudiu Andone și scriitorul Emil Nicolae. Până în prezent avem aproximativ 40 de artiști plastici din Roman, Piatra Neamț, Iași, Bacău, Brașov, București, Covasna și peste 200 de lucrări. În funcție și de numărul de săli, de spațiul pus la dispoziție de muzeu și în urma selecției lucrărilor, așa cum s-a făcut în fiecare an, vor rămâne mult mai puține. Noi vă așteptăm vineri la ora 16 la deschidere. Câteva nume? Da. Câteva nume: Ovidiu Costel Cărpușor, Edea Postum, Mircea Răzvan Ceacăru, Monica de Carp, Elena Antochi și așa mai departe. Din cauza spațiului expozițional limitat, organizatorii vor selecta cele 200 de lucrări de artă plastică și sculptură primite. În urmă cu 12 ani, anuala avea caracter local, ulterior deschizându-și porțile către artiștii plastici din întreaga țară.